Acesta a fost semnalul care a dat startul lucrărilor de reabilitare a drumului județean 606B din comuna Livezile. Localnicii nu credeau că vor apuca să mai vadă vreodată utilajele care să repare drumul. Eu de când am venit aici nu știu niciodată să fac o șosea ca lumea picolea. Uite, acum vin copiii acasă și nu pot să vină la noi dacă mă găsesc moartă în casă și dacă nu-i drumul bun... Cum să vină la mine? Drumul se afla într-o stare jalnică și era ocolit de șoferi chiar dacă trebuiau să parcurgă o distanță mai mare pentru a ajunge la drobeta Turnul Severin. Sunt 18 km de la izvorul Aneștilor și așa sunt 45 de km pe partea cealaltă. Să ocolească. Uh-huh. Și de regulă așa fac, se duc pe partea cealaltă. Acest drum, drumul județean 606B, leagă Livezile de comuna Hinova, un drum cu mare importanță pe care nici măcar un greder n-a trecut. Să zic eu, de cel puțin 15-20 de ani, de când, așa cum spuneam mai înainte, primar la comuna Livezile era Ciorescu Rafael, pentru cetățeni adevăratul primar al comunii. Pentru mine e un target a ajunge la Ciorescu Rafael, nu știu dacă voi ajunge, dar încerc să ajung. Președintele Consiliului Județean Mehedinți a mers la fața locului pentru a se asigura că lucrările sunt de bună calitate și iarna nu va afecta drumul. Ei intră în iarnă cu drumul ăsta. Exact. Până primăvară. Dacă eu pun nisipul ăsta pe jos și le ia ploaia, acum să pun două săptămâni de ploaie, trebuie să pun nisipul pe jos și să nu despre apă de aici. Fiecare proiect e important și fiecare locuitor din județ e important. Dacă prioritizăm și stabilim importanța județelor, drumurilor județene în funcție de numărul de locuitori, n-am făcut nimic. Drumul județean, așa cum arată astăzi, vedeți că probabil că e ca în anul 1600. E un drum foarte prost, este rușine că este un drum județean, deci nu e un drum comunal, e un drum județean. Și asta arată până la urmă modul în care s-au implicat autoritățile județene cu ani în urmă și cred că asta e până la urmă realitatea care trebuie să o vadă cu toții județul Mehedinți, nu vorbe goale la televizor. Drumul județean 606B este foarte important pentru locuitorii de aici, dar și pentru oamenii din comunele învecinate, astfel că autoritățile vor monitoriza în permanență modul cum se efectuează reabilitarea. Asistăm la o reparație care era necesară și este foarte importantă pentru locuitorii comunei Livezile și comuna Hinova. Acest drum este aproape impracticabil. Era, mă repet, de importanță maximă această reparație, întrucât se apropie iarna, vin zăpezile și locuitorii nu mai au cum să ajungă la Turnul Severin sau spre Vânjumare. Erau nevoiți să ocolească foarte mult. Cei din această zonă trebuia să ajungă la Rogova și apoi spre Severin. E un drum județean care, din păcate, nu face cinstă Consiliului Județean, însă pentru locuitorii satului Ștefanul Dobrejea este foarte important, pentru că reabilitarea acestui drum le asigură accesul către Turnul Severin și către Craiova prin satul Bistrița și scurtează cel puțin 20 de kilometri. Este de datoria noastră să le reabilităm acum acest drum, să facem în continuare demersuri pentru obținerea unei finanțări europene pentru asfaltarea acestui drum. Este drum județean care leagă comunele Livezile de comuna Hinova, mai în speță satul Izvorul Aneștilor de satul Bistrița. Noi continuăm seria reabilitării drumurilor județene. După cum ați văzut și dumneavoastră, tot județul a fost un șantier. Acum suntem pe ultima 100 de metri și am ajuns la acest drum județean. Rând pe rând, toate drumurile județene din Mehedinți intră în reabilitare pentru ca locuitorii județului să beneficieze de condiții favorabile unui trai decent.